Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi am discutat despre frigiderul Frigolux. Caracteristicile acestui frigider sunt următoare: capacitatea brută a cuvii de răcire 160 de litri, dimensiunea cuvii de răcire, înălțimea 850 de mm, lățimea 470 de mm, adâncimea 400 de mm, dimensiunea exterioară de gabarit, înălțimea 1330 mm, lățimea 674 mm, grosimea 725 mm. Prostata 145, temperatura medie în cameră de răcire, măsurată la temperatura ambientală de plus 30, plus 6, consum maxim, gaz metan sau de sondă 29 de metri cub lună, gaze lichefiate sau aragaz, una butelie în 17-20 de zile. Cuva este prostă cu 3 rafturi, unul mic și 2 mari, confecționate din tablă de aluminiu perforată, moraf din cristal sau sticlă, tavă pentru colectarea apei, patul, tăvițe pentru gheață și 3 vase emaliate cu capacii cele respectivele. Dulapul și ușa sunt confecționate din tablă de oțel vopsită în alb. Cuva de răcire este construită de asemenea din tablă de oțel emailată. Izolarea termică este realizată cu vată de sticlă cu lungimea de 10 cm. Statul de izolație este mascat cu ajutorul a 4 rame din tablă fixat pe dulap, în șuruburi și benzi de ornament. În partea inferioară se află un spațiu liber închis cu un capac de tablă. Pe acest capac este montat butonul de îngrare a debitului de gaz. Etanșerea ușii se realizează printr-o garnitură de cauciuc, care poate fi înlocuită la nevoie cu două garnituri folosite la frigiderele Fram montate din două bucăți. Mașina frigorifică este cu difuzie. Acest frigider folosește ca sursă de încălzire un arzător de gaz de construcție specială care poate funcționa cu gaze naturale, gaze de sondă sau gaze lichefiate, aragaz. Trecerea de o sursă la alta se face prin schimbarea dozei arzătorului. Astfel, pentru gaze naturale și gaze de sondă, caura trebuie să aibă un diametru mare, iar pentru aragaz un diametru mic. Aprinderea arzătorului se face prin ușiță, se aprinde un tampon de vată înmuiat în spirit și fixat în capac unei seme subțiri și suficient de lungi ca să ajungă până la arzător. Se deschide robinetul conductei principale de gaz sau al buteliei de aragaz. Tamponul de vată aprins se introduce cu mâna dreaptă prin ușiță, iar cu mâna stângă se apasă pe tija suprapei arzătorului. Când gazul s-a aprins, se scoate tamponul, dar se continuă apăsarea tijei timp de circa un minut, până când sistemul de blocare al arzătorului intră în funcțiune, pe care mâna poate fi îndepărtată. Arzătorul frigiderului este prevăzut cu un regulator de debit, care dă posibilitatea reglării temperaturii medii din cuvă prin mărirea sau micșorarea flăcării. Regulatorul de debit se manivrează cu mâna când este nevoie, după ce se deschide ușa frigiderului. Toate cărzătorul asigură o ardere completă a gazelor. Se recomandă ca din timp în timp, o dată la circa 10 ore, camera în care este instalat frigiderul să fie bine aerisit. Eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare!